La altfel, unii vă acuză pe dumneavoastră, inclusiv fostul premier al țării, domnul Ion Sturza, că l-ați făcut președinte pe Dodon și de asta avem ceea ce avem acum. Eu am votat-o pe doamna Sandu și eu și soția mea și copilul meu care a fost prima dată la votare și nu regret acest vot. Cred că a fost un președinte mult mai bun decât Dodon, net superior. Moldovenii sunt cei care l-au votat pe domnul Dodon. Place cuiva sau nu place. Este foarte simplu să indici nu, că ați, cuiva. Că ați dat un dever de la Curtea Constituțională. În ce sens? Validarea alegerilor? Păi da, n-avea cum să nu le valideze. Alegerile au fost legale. Le-au recunoscut Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, OSCE. Victoria lui Dodon a fost una absolut convingătoare. Încălcările care au avut loc, ele nu au fost de natură să influențeze decisiv. N-a fost o diferență de 10 voturi. A fost o diferență de 10 de mii de voturi. N-aveai cum. Mai mult ca atât, nu iau eu deciziile, ia Curtea, ca instituție. Și domnul Sturza știe foarte bine lucrul acesta, dar mai trișează și el așa, ca să mesajul să-l preia cine trebuie și să facă titlul de știri.